Bine v-am regăsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție de Cronica Sportivă. Mă bucur să fiu din nou în fața dumneavoastră cu un subiect foarte important. E vorba de voleiul feminin la nivel de copii, cadeți și juniori, pentru că s-a obținut o performanță extraordinară și datorită unui antrenor pasionat care, iată, revine alături de mine în studio. E vorba de Adrian Mihailă. Salut, Adi, și bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Este întotdeauna o mare plăcere să vin la noastră în studio. Să specificăm că ar fi trebuit să facem această emisiune poate imediat după obținerea performanței de vicecampioane naționale, însă ce nu știu cei care ne urmăresc, la capitolul voce nu mai erai valabil, ai răgușit foarte tare și mi-aduc aminte că am vorbit și după meci, dar și în zilele următoare și aveai, cred, 20% din nivelul vocal. Da, așa este, dar niciodată nu este prea târziu. Poate era mai bine atunci în primele momente, dar este bine și acum, trecând de euforia succesului pe care l-am avut. Putem analiza la rece. Putem analiza la rece evoluția fetelor noastre pe parcursul întregului an. Da, s-a obținut locul al doilea pentru că s-a pierdut, din păcate, finala jucată la Câmpul Lung, pentru că turneul final a avut loc în orașul nostru, dar până ajungem la acest rezultat, hai să parcurgem toate etapele, cum a început sezonul, care au fost primele meciuri, primele jocuri. Da, echipele clubului nostru au fost înscrise în faza zonală inițial, unde alături de echipe din Pitești și Mioveni ne-am desfășurat activitatea pe parcursul a 5 turnee. Am avut două echipe înscrise la eșalonul de speranțe. Prima echipă, care și a confirmat cu performanța obținută, dar și o echipă fete născute în același an, 2009, în aceeași an 2009-2010, echipa a doua, o echipă de începătoare, pe care o doresc să fie ca o pepinieră și o rampă de lansare a fetelor începătoare spre prima echipă. Spre finalul campionatului chiar am promovat două echipe din această a doua echipă spre prima formație. Două fete au fost promovate, completându-ne astfel lotul de 12 fete cu care am abordat turneul semifinal și turneul final. Da, cum a fost la turneul semifinal? Dificil? Turneul semifinal l-am avut tot la Câmpul Lung. Normal, a fost mult mai dificil decât turneele din campionatul regulat, din serii. Am întâlnit echipa din Chitila, Blaj și Sibiu. După părerea mea, a fost cea mai echilibrată grupă semifinală care s-a desfășurat anul acesta. Am reușit 3 victorii cu care ne-am calificat în turneul final. Da, turneu final care a avut loc la Câmpul Lung, și înainte de a vorbi despre acest turneu final, să spun o întrebare: dacă te-ai gândit că echipa pe care o antrenezi va ocupa unul din primele două locuri la începutul sezonului, evident că speranțe existau, dar tu vedeai ce ai la îndemână, ce fete, cât de bine-s pregătite. Cu siguranță ne-am gândit. Obiectivul nostru, chiar dacă am ocolit tot timpul să spunem și să punem presiune asupra fetelor, obiectivul nostru a fost clar campion național. O creștere față de anii trecuți, în care am obținut medaliile de bronz 2 ani consecutiv. Această parte a voleibalistică a fost una dintre provocările pe care le-am avut în acea perioadă, o perioadă foarte dificilă. După părerea mea, cea mai mare provocare a fost sala, care nu corespundea condițiilor de desfășurare nici măcar a unui turneu semifinal. În luna februarie, la ultimul turneu din faza regulată, din faza zonală, mi-am dat seama că ne-ar fi foarte greu să mergem chiar la o semifinală în altă localitate. Și acela a fost momentul în care am hotărât să începem pas cu pas să ne punem la punct sala de sport. N-aveam lumină corespunzătoare, pereții nu erau, n-arătau, erau cojiți, să spunem. Și acela a fost un moment în care ne-am mobilizat împreună cu părinții tuturor fetelor de la secția de volei, care ne-au ajutat foarte mult, și țin să remarc un rol deosebit l-a avut și Asociația de Părinți de la Școala Nanu Mușcel,
prin domnul profesor Damian, care s-a implicat activ în rezolvarea problemelor cu sala. Dar am reușit la ora semifinalei și mai ales la ora finalei, am avut o sală foarte bine pusă la punct și chiar am primit laude de la profesorii veniți la finală, cum de am reușit să, în așa timp scurt, să ne punem la punct sala. Mai avem probleme de rezolvat cu sala, problema care ne doare cel mai tare și s-acutizează de la zi la zi, problema cu suprafața. Sperăm că în cel mai scurt timp să rezolve și această situație. Revenim? Dar vreau să revenim asupra acestui aspect. Da, la sală, evident că toate participantele la turneul final, care au fost prezente la Câmpul Lung, și-ar fi dorit ca acest turneu să se joace pe teren propriu, pentru că fetele sunt la o anumită vârstă și se ține cont de susținerea din tribune, nu? Au făcut cerere și cele de la Craiova, de la Buzău. Da, atribuirea turneului final se face un baza unei oferte de unei licitații de oferte. Am avut o ofertă foarte bună, mă refer la oferta de cazare și masă pentru echipele vizitatoare. Am avut contracandidată ca și în final echipa din CSV Craiova, pe care am învins-o cel puțin la licitația pentru turneul final. Da, poate că a contat și așezarea geografică, Câmpul Lungul fiind oarecum aproape de centrul țării și distanțele fiind oarecum egale pentru cele care au participat. Câmpul Lungul a avut mai multe aturi pe lângă valoarea echipei, să ține cont și de valoarea echipei, pe lângă oferta de cazare, distanțele care se parcurg de către echipele vizitatoare până la punctul finalei. Și din acest punct de vedere am fost avantajați. Așadar, a fost o primă victorie, aducerea turneului la Câmpul Lung, apoi au urmat meciurile. Participante au fost 8 echipe, da, nu? 7 plus turneul final. Turneul final se desfășoară cu 8 echipe împărțite în două serii de 4, unde se joacă fiecare cu fiecare și în urma rezultatelor obținute încep să se joace. Da, se califică primele două. Primele două care joacă semifinalele, locurile 3-4 joacă între ele semifinalele pentru locurile și finalele pentru locurile 5-8. Noi am fost într-o serie destul de bună cu Dinamo București, CSM București și deci Dinamo, CSM București, nu, și a treia echipă, îmi scap acum numele. N-a fost Buzău? Nu, Buzău, cu Buzău ne-am întâlnit în semifinală. Și CSS Lugoj, care s-a dovedit, după părerea mea, surpriza plăcută a acestui turneu, obținând medaliile de bronz. Am avut 3 victorii, am început cu 3-0 împotriva celor de la CSM București, a urmat meciul cu Lugojul 3-1, o echipă, cum v-am spus, foarte ambițioasă, o echipă de talie mică, dar cu apărare și cu un serviciu deosebit. Urmând meciul cu Dinamo București, pe care l-am câștigat 3-0, astfel calificându-ne de pe primul loc în semifinală, cu un singur set pierdut. Din partea cealaltă, a venit de pe locul 2 Buzău, cu care am jucat semifinala. După părerea mea, a fost cel mai greu meci pe care l-am avut. O echipă foarte puternică, care beneficiază de o sportivă de mare valoare, dar pe care am reușit să o anihilăm, câștigând semifinala cu 3-1. A urmat finala cu CSV Craiova, în care fetele noastre au intrat puțin timorate, ca să spun așa. Am avut un prim set destul de dificil, până ne-am acomodat cu atmosfera din sală și cu presiunea jocului. Totuși să nu uităm că este o finală națională, unde este care pe care, cine greșește mai puțin câștigă. Am pierdut primul set, dar în următoarele două seturi am fost foarte aproape să ne le adjudecăm, pierzând setul 2, 26-24 și setul 3, 25-23. Dar din punctul meu de vedere, marele câștig al nostru, pe lângă medalia de argint, care este o performanță deosebită, mai spun câțiva concetățeni de-ai noștri, pentru Câmpul Lung e bine. Nu, e bine pentru toată lumea, așa să știți. Este. Pentru orice oraș, pentru orice oraș din țara asta e bine să fie vicecampionul României.
Gândiți-vă cu atât mai mult pentru Câmpul Lung, care nu are un liceu dedicat voleiului, să spunem. Da, nu avem liceu cu program sportiv în care să fie secție de volei. Noi activăm în cadrul baza de selecție mică. Moștel, baza de selecție mică, gândiți-vă, din 2-3 școli. Putem să ne comparăm astfel cu Bucureștiul, Constanța, Craiova, Buzău, doar municipii de reședință de județ. Dar cu toate acestea, cum vă spuneam, este bine pentru toată lumea să fie vicecampioană. Gândiți-vă că în spatele nostru este Dinamo București, CSM București, CSM Constanța. Echipe cu tradiție cu mare și cu tradiție și cu sportivă, o bază sportivă și bază de selecție, bază materială, incomparabil mai bune cu față de ce avem noi la Câmpul Lung. Așadar, titlul de vicecampion câștigat pe teren propriu. Evident, turneul a trecut. A fost vreun moment în care te-ai gândit că poate reușeau să devină campioane dacă s-ar fi jucat în deplasare? Poate nu la Craiova, clar, dar nu știu, poate la Lugoj, la București? Adică ar fi fost o presiune poate mai mică? Nu. Pe noi ne-a ajutat foarte mult atmosfera din sală. Și după cum se vede și în imagini, am beneficiat de susținerea părinților și în special de susținerea galeriei. Niște băieți fenomenali care au fost alături de noi, mai ales în momentele grele pe care le-am avut pe parcursul acestor turnee. Și mă refer la toate turneele pe care le-am avut acasă în acest an. Nu, atmosfera de acasă, sunt convins că ne-a ajutat foarte mult. Da, vorbim de finală, citeam după încheierea turneului final și evident după terminarea finalei, faptul că părinții și galeria celor din Craiova au găsit o modalitate să producă tensiune și mai mare la finală, fiind destul de liniștiți înainte să se servească prima minge și apoi pornind zgomotul, galeria din Craiova, care evident că și-au susținut favoritele. A contat foarte mult și galeria adversă în finală? După părerea mea, a fost o atmosferă foarte bună, unde fiecare echipă a avut șansa, fiecare galerie a avut șansa să-și susțină echipa ei. A fost o atmosferă de fair play, cu toate că la începutul jocurilor și cu o zi înainte au fost niște frecușuri sau niște tensiuni create pe marginea acestui subiect, dar ca organizator ne-am implicat foarte mult, s-a implicat și jandarmeria și poliția locală și am reușit să ținem sub control ambele galerii, care după părerea mea au creat o atmosferă deosebită. Marele câștig, după părerea mea, al echipei noastre este atmosfera pe care am creat-o și energia pe care am creat-o la Câmpul Lung în jurul acestei echipe de volei. Da, am câștigat medalie de bronz, puteam poate să câștigăm aur, puteam să câștigăm bronzul, dar marele câștig sunt acești oameni pe care i-am adus la sală. Dacă, cred că au fost peste 500 de spectatori, după părerea mea. În jur la 400-500 de spectatori, dar în fiecare zi, să știți, nu doar la finală. În fiecare zi au venit membrii galeriei, au venit părinți, au venit oameni simpli, pur și simplu au venit, cum să spune, ca la meci. Au venit să vadă echipa de volei. Da. Eu cred că acesta este marele câștig. Dacă reușim să menținem vie această emulație în jurul echipei de volei, eu zic că acesta este marele câștig al nostru în urma acestui turneu final, care și aceasta a fost o premieră pentru orașul nostru, să aducem un turneu final. Turnee semifinale au mai fost. Turnee semifinale am avut regulat, pot să spun. Bine, n-am mai avut de vreo 6 ani, 7 ani dar turneu semifinal, dar au mai fost. Dar pentru prima dată, atât la masculin cât și la feminin, am avut un turneu final desfășurat la Câmpul Lung și, cum v-am spus, am primit chiar laude și nu trebuie să fim modești, felicitări pentru buna organizare a turneului. Da, n-ar fi rău să spunem câteva cuvinte și despre învingătoare, CSV Craiova, echipa care s-a impus în finală cu scorul de 3-0. Am aflat că e vorba de o echipă semi-profesionistă, pentru că e un club privat, din câte știu, nu? Clubul sportiv de volei Craiova, nu? Cu școala de volei din Craiova, CSV,
Este un club privat care activează doar din fondurile proprii, o autofinanțare, au probabil și sponsorizări, că nu cred eu că doar din părinții taxă. Din taxe contribuie la... Bine, pe lângă taxe... Făcând părinții... o paranteză, la volei nu e cazul de taxă. Da, la noi nu. La noi încă ne putem desfășura activitatea fără o taxă percepută. Gratuit. Dar asta nu înseamnă, să știți, că părinții noștri nu s-au implicat activ contribuie. În ceea ce... A fost anul acesta și mă refer să nu uităm că noi am fost înscriși în campionatul Bucureștiului. Chiar săptămâna aceasta avem turneul final de la municipiu, unde alături de mai vechile noastre cunoștințe Dinamo și CSM București ne vom desfășura finala și Clubul Sportiv 5 București. Și părinții s-au implicat activ în viața acestei echipe. Am avut susținerea clubului cât s-a putut. O implicare deosebită din partea conducerii clubului pe care am avut-o pe tot parcursul anului, dar și părinții noștri au fost foarte, foarte activi. Revenind la cele din Craiova, înainte de începerea turneului erau cotate ca favorite, nu? Și Buzăul avea șansa ei. Da, sigur. Echipa din Craiova este campioana națională la minivole pe această categorie de vârstă, dar să știți că finala s-a jucat... Fără să țină a fost un echilibru, evident. Da, fără să țină cont că ele au fost campioane acum 2 ani și noi locul 3. Deci a fost o finală, exceptând primul set, o finală viu disputată și, cum vorbeam și înainte de emisiune, cu vreo câteva faze pe care poate sunt subiective, sunt controversate, chiar putea să fie altul rezultatul, chiar măcar a unui set. Dar poate... nu acuzăm absolut nimic, a fost ok. Câștigătorii suntem noi, cum a spus un domn pe Facebook, pentru un oraș așa mic e foarte bine. Da, dar un oraș mic, dar cu suflet mare. Așa este. Mi-aduc aminte ce bucurie mare a fost atunci, în anii trecuți, când ați venit cu medalie de bronz, cum s-a făcut acea întâlnire din fața primăriei cu steaguri. Atmosferă la fel de frumoasă, cu a fost pe teren propriu. Bucurie pentru galerie, pentru fete, pentru părinți, nu? E adevărat, se putea mai mult, dar totul e treptat, nu? De la medalii de bronz, medalie de argint și poate cine știe, la anul să fie de aur. Să știți că anul viitor o să avem aceeași echipă la categoria Speranțe. Deci nu urcă nimeni, nu coboară nimeni. Și să știți că acum pot să vă spun clar, dacă anul trecut am avut obiectiv campion, noi ni l-am impus. Fetele cu mine împreună ne-am impus campion, că a fost, să știți că a fost un efort fantastic și dacă nu aveam o motivație pe măsură, nu puteam să ajungem până la titlul de vicecampioni. Vă declar de pe acum că tot acesta o să fie obiectivul nostru, să ieșim campion și o să ne propunem în continuare să aducem turnee la Câmpul Lung, să creăm o atmosferă deosebită, să atragem cât mai mulți spectatori pentru jocul de volei. Da, oricum, e un câștig, o medalie de bronz, un turneu final adus. Din păcate s-a pierdut această finală, dar cine știe, poate că n-a fost anul echipei de volei. Eu n-aș spune că s-a pierdut. A fost anul nostru cel mai bun din istorie, așa să știți. Este. Deci, toată lumea vrea mai mult. Deci, toți, mai mult decât noi, cred că n-a vrut nimeni să câștigăm această finală. Așa. Eu n-aș lua că am pierdut o finală. Gândiți-vă, suntem vicecampionii României. Deci, când spunem am pierdut o finală, nu prea o vezi ca o performanță. Dar vă spun, suntem vicecampionii României. Câmpul Lung Mușcel, CSM Mușcel, este locul 2 în România la categoria Speranțe. După ce a fost locul 3, acum după ce 2. A fost locul 3 de două ori la rând, acum suntem locul 2. După părerea mea, puteam să câștigăm finala. Dar nu era acesta trofeul pe masă. Da, nu era acesta marele câștig. Marele câștig este că am creat o atmosferă în Câmpul Lung, că avem o echipă care progresează, o echipă care joacă volei. Să știți, pentru că este destul de ușor să câștigi un meci, dar fără să joci ceva. Dacă ați urmărit și am primit remarci pozitive de la colegii din țară, băi, joacă volei, deci fetele noastre joacă volei, avem un bagaj tehnico-tactic deosebit, peste nivelul acestei categorii de vârstă. Când ai acțiuni limitate, când ai un bagaj mic, și greșeala este mai puțin probabilă, dar când noi avem un bagaj foarte larg,
și tehnic și tactic. Când se construiește. Când se construiește, atunci mai apar inevitabil și greșeli. Dar când aceste deprinderi o să fie bine stabilizate, să știți că alta o să fie soarta jocului. Să știți că nouă ne-a fost foarte ușor și ne e foarte ușor în continuare să jucăm cu echipe care joacă volei. Care ies la joc, exact. Cu echipe care joacă efectiv, pragmatic, pe punct, ne e destul de greu. Pentru că la această vârstă încă nu sunt stabilizate toate deprinderile și numărul de repetări nu este suficient de mare pentru a stabiliza o deprindere motrică. Dar o să vedeți că lucrând în continuare și v-am spus și anul viitor tot așa o să muncim și o să avem obiectiv campion național și turneu acasă o să-l avem, acestea sunt obiectivele noastre, o să vedeți că echipa noastră o să joace un volei de înaltă calitate. Da, am fost alături de colegul Bogdan Burhan și am filmat meciul, finala. Am observat o atmosferă asemănătoare cu cea din urmă cu 15 ani de la Dinicu Golescu, atunci când băieții erau la acest nivel de vârstă. E adevărat, nu era vorba de turneu final, însă atmosfera era la fel de înfierbântată. Parcă au revenit acele vremuri. Am văzut cât de pregătite au fost fetele și cât de ambițioase, ținând cont de faptul că ai fost antrenor la nivel de senioare și la un nivel foarte înalt, crezi că s-ar putea face în viitorul, poate nu foarte apropiat, o echipă de senioare la Câmpul Lung? Este puțin probabil. Deci trebuie să fim realiști. Purtăm această discuție de când am pornit. Tot timpul, da. Da, este puțin probabil. Deci, dar poate că n-ar fi așa complicat. Este destul de complicat. Uitați că 20 de ani, nici măcar o tentativă n-am avut. Cred că Iața se discuta în urmă cu 20 de ani, nu? N-am început cu Iața. S-a discutat, dar uitați că în 20 de ani nici măcar o tentativă n-am avut. Haideți să rămânem la copiii noștri, să creștem copii, să-i promovăm la echipele naționale, să-i promovăm la echipele de seniori, unde tot timpul am avut copii promovați, am avut copii la echipele naționale și sunt sigur că și din aceste fete, câteva dintre ele, o să meargă la echipa națională. Da, aminteai de aceste promovări, ai făcut așa o trecere în revistă a câtor fete ți-au trecut prin mână și sunt voleibaliste profesioniste acum, nu? La cluburi, le-ai numărat? Nu le-am numărat. Dar avem câteva exemple, nu? O mare parte dintre ele au fost în sală, la finală. Chiar au fost prezente, da. Deci au fost momente deosebite pentru secția de volei, să știți, această finală. Pe lângă ce s-a văzut ca și joc, au fost și niște aspecte sufletești și sentimentale în sală deosebit de intense. Gândiți-vă că am văzut fete din 3-4 generații care au participat la turneul final și au fost alături de mine și la victorie, dar au fost în special alături de mine și duminică la ultimul meci. Când Carmen Staicu a spus, sau sora ei, Ana, a spus: domn profesor, cu noi nici în tribună n-ați mai luat o finală și acum ați jucat finala națională. Deci, țin să remarc prezența fetelor din generațiile anterioare care au fost pe tot parcursul turneului alături de fetele noastre să le încurajeze. Da, prezența acestor fete, dar și a părinților și atmosfera din sală n-a pus o presiune suplimentară. Cred că unele fete nici n-au reușit să doarbă, cred, de emoție, nu? Nu, ai discutat cu ele? Nu, ele s-au simțit foarte bine. Să știți că n-au luat hotărârea să avem turneele semifinale și finale acasă să le solicităm. A fost un risc asumat. M-am consultat cu ele și ele s-au simțit foarte bine. Chiar au spus părinților, spuneau părinților, una dintre ele, ce: haide să facem în așa fel să luăm galeria cu noi, să meargă în deplasare. De ce să luăm galeria cu noi, să meargă în deplasare? Hai să aducem noi turneu acasă unde avem galeria la dispoziția noastră. Nu, din punctul meu de vedere a fost un mare câștig atmosfera din sală. Să știți că nici în altă parte. Gândiți-vă că mergeam la Craiova, era doar galeria Craiovei. Atunci, da, ar fi fost o presiune. Galeria Câmpul Lungului, sigur. Ar fi fost, dar nu de aceeași manieră cum a fost la Câmpul Lung. Nu, din punctul meu de vedere a fost foarte bine și foarte ok. Și am arătat publicului că la Clubul Sportiv Mușcel, la secția de volei, se muncește și se muncește foarte serios. M-am bucurat foarte mult să văd factorii de decizie ai orașului, să-i văd în sală. Sper că s-au convins că ne facem treaba,
și cred că ar trebui să fie mai mult alături de, de aceste sportive. Poate cu o aprobare pentru acea suprafață, pentru că e destul de dificil, voleiul se joacă pe un parchet special și fetele riscă la această vârstă să aibă probleme cu gleznele, nu? Le riscăm sănătatea, să știți. Orice intrare, orice antrenament, orice săritură în această suprafață nu afectează în modul cel mai pozitiv sănătatea copiilor. Deci este un risc pe care n-aș vrea să ne-l mai asumăm, ni l-am asumat destul și vă rog, cei care sunteți, aveți calitatea să conduceți acest oraș, doamna primar, domnii consilieri, am înțeles că deja s-a făcut un demers de unii membri ai Consiliului Local, vă rog, este o necesitate. Nu mai putem lăsa acești copii să-și desfășoare activitatea pe această suprafață. Și aici nu mă refer doar la echipa de volei, care noi intrăm seara după programul școlar. Gândiți-vă că sunt 600 de copii la școala 3 care intră pe aceeași suprafață. Suprafața e dură, suprafața alunecă. În orice moment apar accidentări și acestea sunt accidentările imediate. Dar gândiți-vă, din cauza săriturilor pe termen lung, avem și confirmarea medicilor, se ajung la operații, la rupturi de ligamente și cred că acești copii merită o suprafață normală, nu este un moft, este o chestiune pe care ne-o dorim pentru sănătatea noastră și să păstrăm acești copii pe o perioadă mai lungă sănătoși, să nu ni se reproșeze peste ani de zile, da, am făcut volei la câmpul lung și am ajuns să mă operez la genunchi din cauza suprafeței pe care am făcut. Gândiți-vă că această suprafață este de 19 ani. Nu mai are nicio calitate. Da, nu mai amortizează absolut nimic. Într-o perioadă știu că a fost și o altă suprafață care a fost ulterior scoasă. Da, cu ani în urmă s-a intervenit cu un parchet, a fost bună o perioadă. Pe vremea aceea nu se rezolva cu acoperișul, cu infiltrațiile și a trebuit să fie scoasă, s-a umflat parchetul datorită din cauza infiltrațiilor. Dar acum sunt metode moderne, sunt mijloace moderne, există suprafețe agreate, FIVB, care ne-ar ajuta enorm. Și nu cred că este o sumă foarte mare pentru un municipiu de talia Câmpul Lung, chiar un oraș mic cum suntem noi, dar nu cred că este o sumă foarte mare să nu ne-o permitem. Mai ales că investim în copii, mai ales că investim în sănătatea copiilor. Eu zic să nu ne mai asumăm riscul acesta inutil. Când putem, printr-o decizie. Știu că este greu, știu că noi suntem burii cu târgului, cum se spune, dar acești copii au demonstrat. Dacă luau o singură medalie, întâmplător, au luat și el odată o medalie. Au luat-o și pe a doua. Uitați că au luat-o și pe a treia. Uitați că au umplut sala cu spectatori, cu câmpul lungeni. I-am adus, i-am scos din casă. Oamenii pur și simplu ne-au mulțumit pe Facebook că domne, nu se poate, Câmpul Lung să fie un pol de putere să fie un pol de putere în volei și fără o lipsă de modestie, să știți că așa este. Da, cu atât mai mult cu cât cluburile din orașele mari se miră. E o bază de selecție mai mare, au condiții mai bune și totuși la Câmpul Lung, iată că s-a format o echipă puternică. Din câte știu, în anii trecuți, chiar doamna primar promitea o suprafață adecvată la Câmpul Lung. Da, tot timpul cluburile mari să nu se mai mire și să obișnuiască. Da, tot timpul ni s-a promis că se fac efortul și noi credem și suntem conștienți că se fac eforturi. Încă le așteptați. Da, așteptăm concretizarea, deci nu se mai poate. Deci vă spun, fetele au poze, sunt arse la glezne din cauza sălii de sport. Arse, la plonjoane, li se cojește pielea. Nu merită acești copii să știți așa ceva. Nu merită, vă rog, trebuie să facem ceva în această perioadă. Plus că este vorba, vă spun sincer, și de imaginea orașului nostru. Păi a venit Constanța, a venit, să știți, ne-au lăudat dacă cum arăta sala deasupra fața și au dat seama toată lumea că nu corespunde. Că nu mai arată, nu mai sunt pereții cojiți, că avem lumină, că avem perdere la geamuri ca să nu pătrundă razele solare să ne... Lucrurile bune. Astea. Da, da. Și pur și simplu am creat o atmosferă frumoasă în sală. Dar să știți că suprafața toată lumea a remarcat-o că nu corespunde. Și odată federația ne-a dat, dar a doua oară o să spună, da, uite că nu v-ați rezolvat problema. Și tot timpul am spus, o să rezolvăm problema cu suprafața, o să rezolvăm problema. Și uitați că n-am rezolvat-o, dar pe lângă acest aspect, imaginea Câmpul Lung este
nu este chiar ok când vii și joci aproape pe un ciment. Dar cel mai important lucru este sănătatea fetelor. Deci, să vă spun sincer, orice intrare în sală și orice antrenament și orice săritură le afectează. Pentru cei care nu sunt familiarizați cum ar trebui să arate o suprafață pentru meciurile de volei, avem comparația cu Dinicu Golescu, acolo unde există o suprafață potrivită pentru volei, pentru că este parchet, însă acolo e o sală mică unde se fac antrenamente, fac băieții, fac elevii Colegiului Național. Dinicu Golescu, ar fi fost foarte dificil pentru fete să-și desfășoare activitatea acolo. Da, nu putem intra. Da, sala, nu putem intra la Dinicu Golescu, au program școlar, au echipa de volei, dar putem să facem sala noastră. Sala noastră. La școala 3 nu cred că se pretează un parchet, ținând cont de structura și de felul cum este sala. Nu știm cu infiltrațiile ce se întâmplă în timp. Sala e ok acum, nu mai plouă în sală. Mici infiltrații pe la burlane, acestea deci se pot rezolva. Dacă punem parchet, trebuie pus sau... Dacă punem parchet, este o investiție foarte mare. Atunci ar trebui ideal. O altă suprafață, deci, nu? Deci sunt suprafețe sintetice, agreate FIVB, exact cum vedeți la televizor. Și nu am ales suprafața ideală, nici la suprafața sintetică. O suprafață care să ne-o permite, să ne-o putem permite noi, dar care este foarte bună pentru nivelul de vârstă la care ne aflăm noi. Echipele de divizia au parchet și această suprafață pusă. Dar măcar suprafața aceasta de 11 mm agreată FIVB, aceasta cred că ne-o putem permite. Da, ar putea fi o discuție între conducerea școlii Nanu Muscel, primăria municipiului Câmpul Lung și clubul sportiv Muscel, nu? Să se stea la o masă și în trei factori de decizie să se găsească. Clubul sportiv Muscel este tolerat în spațiu la școala Nanu Muscel, chiar dacă ne-am implicat activ în renovarea sălii. Poate că putea contribui cu vreo sumă? Nu cred, nu se poate de la clubul sportiv. Primăria cred că se poate, doar primăria cred că se poate implica prin școală. Școala ne-a sprijinit, să știți, și conducerea școlii cu tot ce au putut, cu tot ce au putut dumnealor. Dar cred că de la primărie trebuie să vină soluția. Dar măcar dacă nu putem, măcar să parteneri, să începem să strângem niște fonduri. Am observat o simpatie de care ne bucurăm de o perioadă în oraș, echipa de volei, și cred că am putea să strângem și niște bani din alte sponsorizări. Trebuie să facem ceva, nu se mai poate. Deci riscăm și la un moment dat o să vedem că una s-a accidentat, pe una o doare, pe una nu mai poate. Fetele, cred că și părinții mi-au spus, mereu să vaită. Da, s-a încheiat turneul final, a trecut sezonul, s-a tras linie, concluziile sunt dintre cele mai bune, vicecampioană, ce urmează? Pentru că ce a fost, a fost, acum ne gândim la viitor. Au fost două de bronz, una de argint, planurile sunt pentru aur, însă până la acel aur din sezonul viitor, vorbeam înainte de emisiune, ai lucrat intens și pentru un turneu internațional? Da, sigur, deja am început să ne facem planurile pentru pregătirea viitorului sezon și am luat un calcul la modul cel mai serios și avem și confirmarea echipelor în luna septembrie, 7-9 septembrie, la Câmpul Lung se va desfășura un turneu internațional. Niciodată, este pentru prima dată când la Câmpul Lung se desfășoară un turneu internațional de volei. De volei. Am mai avut internațional de tenis de masă, dar de volei. Deci da, de volei. Nu vorbesc de alte sporturi, vorbim de volei, unde avem deja confirmarea a două echipe din Grecia că vor participa și încă trei echipe din România. Va fi un turneu de 6 echipe, Xanthi Volley din Grecia, și duminică seara am primit confirmarea și echipei Panathinaikos Athena că o să participe. E un turneu amical, nu? Este un turneu de amical, de prietenie, unde vrem să luăm contact și cu voleiul din afară. Să putem vedem. Să are și vreo denumire, Cupa Muscel? Sau? Cupa Muscel, probabil, da. o să o denumim. Organizarea CS Muscel Câmpul. Organizarea exclusivă a clubului sportiv Muscel. Nivelul acestor fete trebuie crescut de la an la an. Și m-am gândit că ar fi util să luăm contact și cu voleiul din afară, să vedem ce se joacă, să vedem la ce nivel sunt fetele noastre vis-a-vis de alte echipe. Și după părerea mea, Panathinaikos Athena este un club de elită cu tradiție din Europa. Cum vă spuneam, o parte din fetele noastre o să meargă și la echipa națională. Aceste fete trebuie construite pentru echipa națională. Nu pot pur și simplu să mă duc la echipa națională și eu n-am niciun contact cu nicio jucătoare, măcar vizual.
din exterior. Noi trebuie să le obișnuim și să încercăm să ne facem treaba profesionist. Așadar, un turneu internațional amical la Câmpul Lung, poate Cupa Muscelul. Evident că acest lucru a fost posibil și datorită rezultatelor pe care le-a obținut secția de volei, pentru că fără aceste rezultate nu se putea construi un astfel de turneu amical, nu? Internațional. Tot ce s-a creat ne-a dat energie. Tot ce am construit noi până acum ne-a dat energie pentru a continua. Și cum le spuneam celor de la Speranțe de anul trecut, cum am muncit pentru cele de la Minivolei cu un an înainte, așa o să muncesc și pentru voi. Le promit fetelor, cum am muncit anul acesta, așa o să muncim și în continuare. Și de la an la an o să adăugăm alte și alte lucruri care să le construiască și să le ridice nivelul de joc. Și acum am considerat necesar să avem un turneu internațional. Și vă spun cu siguranță, e primul, dar nu ultimul. Deci cu siguranță o să facem și anul viitor, poate și în iarnă, să facem un turneu. Aici ne izbim tot de problema cu sala, sperăm să o rezolvăm ca să aibă și Muscelul o reprezentare normală. Gândiți-vă, ne întâlnim cu echipe care se antrenează pe suprafețe ok și le aduci adecvate, da. Adecvate și le aducem la noi, dar sperăm până atunci. S-a mișcat ceva, am văzut în Consiliu și sperăm să ducă să aibă o finalitate. Da, volumul de muncă e unul destul de mare, cu aminteai de faptul că sunt două echipe. La capitolul ajutor, cum stai, știu că e nevoie de sprijin și din punctul ăsta de vedere. Vă referiți ajutor de organizator sau la antrenamente? De antrenament. La antrenament. Este o problemă foarte mare. Vreau să am un ajutor. Din păcate n-am găsit pe nimeni dispus să facă această muncă. Eu sper în continuare. Poate din foștii colegi, foștii elevi, poate fostele din fostele eleve să vină cineva sau din actualele eleve. Eu am 15 ani până la pensie și sper în 15 ani să rămână cineva, să nu rămână postul liber. Da, dar e nevoie să vină cineva da, aproape. Da, sigur, gândiți-vă că am 4 grupe. Deci secția de volei de la Clubul Sportiv Muscel își desfășoară activitatea cu 4 grupe. Grupa de baby volei începătoare, grupa pregătitoare, a întâia, a doua, grupa de minivolei și două grupe de speranțe. Anul trecut am avut înscris în campionat și echipa de minivolei, care doar nișansa a făcut să nu ne calificăm la turneul semifinal. Anul acesta ne-am înscris tot cu 3 echipe. Echipa întâia de speranțe, echipa a doua și echipa de minivolei. Mi-aș dori foarte mult să mă am pe cineva. Mi-e foarte greu să mă descurc singur și să țin pregătirea la un nivel foarte ridicat. O zi la, plină, cu multe antrenamente. Da, la toate grupele. Plus că și accesul nostru în sală este limitat. Intrăm după programul școlar, și al școlii, și al fetelor. Și este destul de dificil. Clubul e deschis pentru scoaterea unui post, nu știu, la concurs, pentru că devenit poate ar veni cineva, poate ar avea pasiune, dar nu se face nimic fără bani. Deocamdată este destul de dificil, dar haide să găsim omul și să găsești și rezolvările. Și soluțiile, da. Și soluțiile. Este destul de dificil în ce înțeleg eu cu posturile, dar nu e imposibil. Domnul director și-a arătat deschiderea. Hai să găsim omul și vedem să rezolvăm. Mergem, facem hârtii, facem cereri, facem memorii și după părerea mea și în fața ministerului, dacă mergi cu 3 medalii consecutive, domnule, avem rezultate, vrem să facem, avem copii, gândiți-vă, avem în jur la 80 de copii care săptămânal au antrenamente. Și după performanța de vicecampioană, cred că se va mări acest număr, pentru că cu siguranță s-a făcut reclamă. Să știți că s-a mărit deja. Deja. S-a mărit. Au venit deja. La volei. Imediat după finală, telefonul suna în continuu. Vreau la volei, vreau la volei, vreau la volei. Au venit toți la volei. Este foarte greu. Sperăm să se și țină. Și sper să pot și eu să mă ocup foarte bine de toate grupele pe care le avem. Da, vine vacanța de vară până la acest turneu internațional. Cum e programul? Știu că în anii trecuți s-au făcut cantonamente, s-a mers și la mare. Care e situația anul acesta? Da, la anul acesta mai avem săptămâna aceasta să terminăm cu finala din București, apoi o să luăm vacanță până pe 10 iulie. Apoi o săptămână de pregătire, se merge la mare, într-o tabără, mai mult pentru refacere și când ne întoarcem de la mare o să abordăm foarte serios pregătirea pentru anii viitori. Din păcate nu mai avem condițiile necesare să efectuăm cantonamente, dar să știți că și acasă ne pregătim foarte bine. Avem dealuri, avem stadion, avem și săl de forță,
acum în oraș și ne putem desfășura. Anul trecut, spre exemplu, n-am avut cantonament și de câțiva ani nu mai avem cantonament. Da, nici iarna nu se face, nu numai vara. Dacă nu faci vara, da, cu atât mai puțin iarna. Da. Mai puțin. Dar am găsit metodele și să ne putem suplini aceste cantonamente. Sunt bune cantonamentele, pentru că le ai grupate, le ai sub același program, dar ce să facem? Am găsit metode, ne-am adaptat și la lipsa cantonamentelor ca să putem să ne desfășurăm activitatea foarte bine. Pe finalul discuției noastre voiam să te întreb, ții foarte aproape de părinți, dar și de profesorii fetelor de la școală. Totul e în regulă cu cartea, cu tot, au deci fost probleme. Deci fără sprijinul părinților, să știți că nu puteam să facem ce am făcut. Și fără sprijinul clubului, fără sprijinul profesorilor de la școală, care țin să le mulțumesc profesorilor pe care îi iau fetele la școală, pentru că ne-au răbdat destul de multe. Au înțeles, au fost înțelegători. Au înțeles că orice performanță se obține cu un sacrificiu. Au mai lipsit de la școală, dar nu extraordinar de mult. Și am putut să ne facem treaba. Sunt patru factori care contribuie la performanță. Sportivul, antrenorul, părinții și clubul, să știți. Când acești patru factori, am mai spus acest lucru, sunt și își văd de treabă fiecare pe bucățica lor, să știți că e bine. Și uitați că s-a dovedit și a fost foarte bine. Da, pentru că urmează acel turneu la București, turneul pe București, acolo planul e câștigarea primului loc? Dar niciunde nu mai plecăm, nicăieri nu mai plecăm fără să vrem să câștigăm primul loc. Prezenți în finală, clar. Da, vrem să câștigăm primul loc, de fiecare dată. O să-l câștigăm, o să-l câștigăm noi. Pentru asta mergem și pentru asta ne pregătim. Nu mai mergem, hai să vedem ce o să fi, participăm. Cu cine om juca, ce s-a întâmplat. Nu, noi mergem să-l câștigăm. Și fetele s-au obișnuit și le-am creat această mentalitate. Și o să vedeți că și anul viitor tot așa o să câștigăm. Și să nu credeți că sunt lipsit de modestie, dar să știți că tot așa o să câștigăm și anul viitor. Să ne dea Dumnezeu sănătate și să părinților și mie și fetelor ca să putem să ne desfășurăm activitatea. Mai ales că s-a câștigat omogenitate, experiență, locul 3 de două ori, locul 2 odată, ar fi timpul pentru un locul 1, de ce nu? Ar fi timpul și ar fi și cazul. Da. Adrian Mihailă, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mult succes și sperăm ca la următoarea întâlnire să vorbim de locul 1 și să ne bucurăm împreună de titlul de campion, nu numai de vicecampioană pe țară. Și eu vă mulțumesc și o să vin mereu cu mare plăcere, dar probabil o să mai facem emisiuni până la titlul de campion, care o să vină probabil la anul viitor. Da, mulțumesc încă o dată, mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Până data viitoare, toate cele bune și rămâneți cu noi!